Frații mei, eu viu cu bucurie să vă întâlnesc această comunitate creștină care trăiește atât de intens spiritul vieții creștine în căutarea mântuirii. Și pe drumul acesta este bine atunci când găsești câte un izvor din care să-ți adapți setea, să te orientezi pe drum. Și ca întotdeauna pe drum sunt și obstacole. Și dacă ai orientare bună, le depășești. Ori, seriile acestea de meditație, de rugăciune, pe care le organizează părinții de la frăția voastră de aici, sunt atât de folositoare pentru oricare din creștini și mai ales pentru cei care vin pe acest drum și caută acest izvor de apă îmbătătoare. Eu am venit cu bucurie aflând că viu din nou aici la Biserica Sfântul Anton și mai ales ocazia cu care mi s-a dat să vin, fiindcă am venit într-un fel să depun și mărturie despre tot ceea ce cuprinde această carte Morții se întorc acasă. Pe autorul cărții l-am cunoscut cu mulți ani înainte, înainte de a scrie cartea aceea care se numește Lucrare. Și, într-un mod romantic, pe o barcă pe valurile lacului Snagov, împreună cu arhimandritul care astăzi este superiorul locurilor sfinte și cu alte persoane, dar vreau să spun, ambianța era de așa natură încât noi pe ape, numai între pământ și cer, eram preocupat de o seamă de lucruri frumoase. Și atunci am cunoscut frământarea și problematica pe care această minte iscusită le-a cuprins pe toate în acum a doua carte. Autorul este de profesie jurnalist, am spune, profesor de jurnalistică. Dar ca autor de cărți, unii m-au întrebat, dar ce e cartea? Un roman? Roman, dacă vreți. E un reportaj, dacă jurnal, dacă vreți. Orice vreți, în orice gen, în afară de poezie, o puteți încadra. Și mai ales într-o antologie patristică sau scripturistică, dacă vreți. Fiindcă aproape că nu este pagină din carte pe care să o deschizi și să nu găsești un citat, fie din psalm, fie din Sfinții Părinți, încât dacă vrei să te îmbogătești sufletul adăpându-te la o apă curată din izvor curat și limpede, cristalin, te oprești la această carte și o citești. Și dacă am spus că este scriitor sau romancier, cum ne place nouă să cunoaștem oamenii, știți că uneori romancierii scriu ca un fluid, curgând într-una și se adună vraful de cărți. Ori autorul acestei cărți este o carte scrisă la 10 ani distanță de cealaltă, fiindcă nu urmărește un scop material, urmărește un scop spiritual, de a fi o mărturisire a unei credințe puternic ancorată în Sfânta Scriptură și în scrierile patristice, pe care apoi
în împrejurările pe care le-a oferit viața, să le aducă ca niște perle pe care să le culegem fiecare în lectură din ceea ce cuprinde această carte. Cum a spus fratele Stelian, este un fel de jurnal, o mărturisire nu a autorului, a celui despre care scrie și care a fost un om viu, un om real, care într-o perioadă a vieții lui a uitat că este om, deși era cu chip omenesc și s-a manifestat împotriva omului, așa cum zicea filozoful Hobbes, homo homini lupus, omul omului este lup, într-un fel tradus. Adică omul care a fost, care este eroul acestei cărți, n-a mai fost om, ci a fost un lup care a sfâșiat pe ceilalți oameni care erau de față. A fost un torționar în terminologia noastră de astăzi, dar care în vremea aceea era conștient că tot ceea ce face, face extraordinar de bine. Și de-abia când și-a dat seama ce departe a fost de adevăratul om, chip al lui Dumnezeu, atunci s-a căit amarnic. Și Dumnezeu i-a primit căința, cum zicea fratele Stelian, ca fiului risipitor și a devenit, din postul torționar, a devenit un smerit călugăr care știa să-i observe și pe ceilalți din jur și chiar să-i îndrepte pe cei care erau și călugări între cei unde era și ca să aleagă calea cea bună. Cum spunea domnul Ciomâzgă, m-a rugat odată să viu să spun că eu i-am cunoscut pe unii dintre eroii romanului, dacă vreți să spun. Și ca să spun că este posibil, că unii se întreabă, e posibil să fie așa ceva? Și iată, eu vă spun că e posibil. Fiindcă ați auzit cu toții și știți pe părintele Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie Papacioc a fost un mare duhovnic. Iată duhovnicul, părintele, și sunt încă o seamă de volume pe care le-a scris. Într-unul din aceste volume mărturisește un fapt. A avut doi frați și o soră, părintele. Și unul dintre frați a fost împușcat. E un torționar. Și într-o vreme îl întreabă aici, cine ia interviul, zice, dreptatea lui Dumnezeu, Domnule dragă, dreptate o face numai Dumnezeu. De aceea a iubi, a nu-i pedepsi pe ăștia cu moartea, asta este, ce vrea să spună, în puterea lui Dumnezeu. Zice, eu vă spun că un frate al meu a fost împușcat, picăloș. Și întreabă reporterul, câți ani avea? Era mare, avea o fetiță în sfârșit. Și zice, cum îl chema pe fratele dumneavoastră? Ce Radu. Și acel om care l-a împușcat pe fratele meu mi-a căzut, cum se spune, în mână. A venit la dumneavoastră să se spovedească, ci nu a venit. Eu eram atunci în lume, nu era călugăr. Eram în lume și eram într-o funcție mare și puteam pur și simplu să-l omor și eu. Dar n-am făcut aceasta
pentru că dreptatea este a lui Dumnezeu. Acesta este părintele Arsenie Papacioc. Și în lumea monahilor, într-un număr din 2014 iunie, un părinte paulin, într-un interviu este întrebat: v-ați mai întâlnit cu foștii torționari? Ce răspuns: m-am întâlnit la Brăila cu un fost capitan, acum ieșit la pensie. Mă întâlneam cu el pe stradă și ne salutam. Și ziceam: să trăiți, domnule major. A, zice, acum sunt general. Aceste două relatări vi le-am adus, frații mei, ca să vedeți cât este de reală viața noastră și cât este de reală relatarea acestei cărți și cât de reali sunt torționarii și cât de puțini sunt acei care trăiesc realitatea spirituală ca să poată găsi drumul întoarcerii. Fiindcă în răspunsul pe care părintele Paulin l-a primit de la fostul torționar este: a, acum sunt general. Deci a ajuns să poarte tresă de general fără să aibă pic de remușcare. Iar celălalt a fost iertat de unul care avea încredere în dreptatea lui Dumnezeu. Acestea sunt drumurile pe care le întâlnim în viață. Ori spre deosebire de cele două, domnul Ciomâzgă relatează aici un fapt cutremurător, o stare de metanoia, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu a unui om care a găsit în sufletul lui tăria de a-și recunoaște greșelile. Și pentru aceasta, pentru modul cum descrie domnul Ciomâzgă aici, unde întâlnești frumusețea psalmilor și a gândului părinților bisericii, este încurajator pentru fiecare din cei care veți începe să o citiți și eu vă doresc tuturor spor sufletesc și bucurie în lectură.